meu fiert cu sare mi-a schimbat viața cum nici nu visam vreodată că ar fi posibil. Am avut o viață grea. Încă de mică am crescut cu multe lipsuri și greutăți. Părinții mei s-au despărțit încă de când eu eram foarte mică, iar mama m-a crescut singură așa cum a putut. Când am împlinit 18 ani, m-am angajat și mi-era mai ușor. Aveam banii mei și duceam un trai cât de cât decent. Însă după ce m-am căsătorit, viața mea a devenit tot mai grea. Soțul meu era foarte gelos și mereu îmi spunea: "Tu sigur ai pe altcineva la muncă. Umbli cu alții, sunt sigur de asta." Eram sătulă de ceartă. Într-una din zile, soțul meu mi-a spus să nu mai merg la muncă, ci să stau acasă că aduce el bani. Nu voiam să renunț la serviciu, însă la insistențele lui am fost nevoită. Mi-am dat demisia și am sperat că soțul meu va înceta cu gelozia, dar nu a fost deloc așa. Soțul meu tot avea motive de ceartă zilnic. Am încercat să fac totul în așa fel încât să fie liniște în casă, dar în casa noastră nu mai era deloc liniște și pace. Într-una din zile, soțul meu mi-a spus că a cunoscut o altă femeie și că se mută cu ea. Am fost dărâmată. După ce că mă făcuse să renunț la muncă, acum mă părăsea. Am plâns nopți la rând. Nu mai aveam niciun ban și niciun sprijin. Eram disperată. Însă într-una din zile, un tânăr amărât mi-a bătut la ușă și mi-a spus: "Doamnă, îmi este foame. Aveți să-mi dați ceva de mâncare?" L-am privit pe acel tânăr și eu eram la fel de flămândă ca și el. I-am spus: "Intră, măi băiete, să văd ce am." Nici nu am deschis frigiderul că știam că nu am nimic. Însă m-am dus repede la găini și am găsit un ou. I l-am fiert repede, l-am pus pe o farfurie, iar lângă el am pus și o felie de pâine. A mâncat acel tânăr și mi-a mulțumit din tot sufletul lui. L-am întrebat unde locuiește și mi-a spus că nu are părinți și că locuiește într-o casă abandonată. Mi s-a făcut tare milă de el. Aș fi vrut tare mult să îl ajut. Dar cu ce? Dacă nici eu nu aveam nimic. După ce a mâncat, mi-a mulțumit din tot sufletul și a plecat. Nu l-am mai văzut mult timp. Anii au trecut, iar eu mă descurcam la fel de greu. Lucram la o brutărie. Munceam din greu, dar niciodată nu mă plângeam. Eram bucuroasă că măcar aveam ce pune pe masă. Însă într-una din zile, la poarta mea a oprit o mașină foarte frumoasă. Nu știam cine ar putea fi. Nu aveam pe nimeni. Din ea a coborât un bărbat îmbrăcat într-un costum elegant. M-a salutat. M-am apropiat de poartă. Nu știam cine este, însă el mi-a spus: "Sărut mâna, doamnă. Am ceva pentru dumneavoastră." "Ce anume?" am întrebat eu. Atunci bărbatul acela mi-a dat un cec cu o sumă enormă. 100.000 de euro. Nu înțelegeam cine este și de ce îmi dă acei bani. Credeam că este o glumă. I-am spus: "Este o glumă asta, domnule?" "Nu, doamnă, nu este o glumă. Este răsplata pentru bunătatea dumneavoastră." "Vă mai amintiți de băiatul acela căruia i-ați dat un ou fiert când era flămând?" "Eu eram," mi-a spus el. "Cândva eram amărât lipit pământului, dar viața m-a purtat pe culmile succesului. Însă niciodată nu am uitat de dumneavoastră și de ziua în care mi-ați dat acel ou și acea felie de pâine." "Doamne," am început să plâng de bucurie. Un ou fiert cu sare îmi schimbase viața total. Cu acei bani am trăit o viață liniștită. Morala poveștii: un act mic de bunătate îți poate schimba viața cum nici nu visai vreodată. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.